Val de accidente în capitală, un șofer a rămas încarcerat după ce a intrat cu mașina într-un stâlp, bărbatul nu a adaptat viteza la condițiile meteo și a alunecat pe polei, la fața locului au ajuns mai multe echipaje de intervenție, ambulanța l-a transportat de urgență la Spitalul Floreasca, unde a fost supus mai multor investigații, un șofer viteză umană a pierdut controlul volanului și a intrat cu bolidul în gardul de susținere al fântânilor arteziene, în mașină se mai afla prietena lui care a scăpat nevătămată, șoferul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Al doilea accident a avut loc în cartierul Pantelimon. Tot din neatenție, un alt șofer nu a adaptat viteza la condițiile meteo și a tamponat un autoturism parcat regulamentar. Conducătorul auto nu consumase băuturi alcoolice și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Am auzit că noi suntem paznici aici, la baraca asta aici. Dar bine, BMW-ul ăsta e lovit de vreo 3 săptămâni aici. Și a intrat băiatul cu Logan în el. Da. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele accidentelor.